La loc comanda, în cazul pieței centrale din Râmnicu-Sărat. Deși populația a fost anunțată că piața va rămâne deschisă și va funcționa prin rabatarea sau desființarea pereților exteriori, instituțiile abilitate au revenit asupra deciziei. Autoritățile din Râmnicu-Sărat au fost informate că piața nu poate fi deschisă. În aceste condiții, reprezentanții primăriei au luat mai multe măsuri pentru ca măcar o parte dintre comercianți să-și poată vinde produsele în spațiul exterior acoperit sau în aer liber, în imediata apropiere a pieței. Primarul Sorin Cârjan nu este de acord cu măsura închiderii pieței centrale și așteaptă cu încredere adoptarea unui amendament în Parlament prin care piețele, târgurile și talciocurile ar putea funcționa în continuare. Nu sunt deloc fericit, nu sunt deloc în acord cu această măsură, dar trebuie să luăm act de ea și să trecem la măsurile necesare. Aștept de asemenea ca un amendament care s-a pregătit ieri să treacă și astfel să se revină asupra acestei măsuri care mi se pare discriminatorie în raport cu alte tipuri de supermarketuri. De asemenea, edilul crede că măsura trebuia anunțată din timp pentru ca autoritățile și comercianții să se poată pregăti în vederea desfășurării unui comerț civilizat. Mi-aș fi dorit ca această măsură să fie pregătită din timp, să ni se spună că ar urma în strategia națională de combatere a virusului. Există această idee de a se închide la un moment dat piețele ca din timp să fi putut face mai mult pentru acest tip de comerț. Astăzi, în imediata apropiere a pieței centrale, comercianții își vindeau marfa la 20 de tarabe sau direct din mașinile de transport. La momentul acesta sunt în jur de 20 de tarabe care au fost scoase în exteriorul pieței, comercianții desfășoară activitatea acolo, alții direct din mașinile pe care le-au mașinile de transport pe care le-au în dotare. Deci este, dacă vreți, o perioadă de tranziție. Sper să se revină rapid asupra acestei măsuri care a bulversat toată activitatea din piață. Ieri dimineață, la piața centrală din Râmnicu-Sărat, angajații pieței și administrației domeniului public, dar și comercianții, au demontat mai multe panouri din policarbonat de pe trei laturi ale clădirii, pentru o bună circulație a aerului. De asemenea, ei au lărgit căile de acces ale cumpărătorilor în interiorul pieței și au sporit măsurile de dezinfecție.